Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Caz de sucombare, de cedare la tentațiile viciului la poliția Petroșani. Un portbagaj de țigări confiscate a dispărut în mod misterios chiar din posesia poliției Petroșani. Țigările acestea au intrat în rezervorul ăla, dreptul unghiular. Da. Deci țigările acestea, fiți atenți și viteză, țigările acestea fuseseră confiscate pe data de 15 septembrie. 47 de cartușe, 10 pachete la cartuș, nu? Da, mă, că erau muniție. 470. Practic. De. Da. Da, de pachete. Pe 3 octombrie, anchetatorii de la Biroul de Investigare a Criminalității Economice Petroșani au constatat că cele 47 de cartușe dispăruseră, scrie publicația observatornews.ro. Unde erau aceste cartușe? Într-un birou al poliției. Ah, da. Deci, din birou au dispărut. Aș zice că au dispărut în ceață, dar cred că s-au făcut deja scrum sau fum. Bă, băiete, 470 de pachete raportat la maximum 2 săptămâni. Ele au fi dispărut în prima zi, dar s-au prins de-abia pe 3 octombrie, că nu mai sunt. Ei, în birou le-au și tot au dispărut. Fumau ca turcii. Da, da, da. Ca turcii, au dat turcii la Petroșani. Ce valoare să fie avut? Erau țigări netimbrate, confiscate la o acțiune, deci țigări de contrabandă. Cu câți le vinzi? Le vinzi, nu știu, cât mai e pachet de țigări? Aș putea să mă interesez în obor, că mă abordează zilnic cu țigări, da? De contrabandă în buricul Bucureștiului. Adică, cât de tare! Mie asta mi se pare foarte tare, știi? Hmm. Deci, în obor, dacă mergi pe aleea aia de lângă magazin, da, te abordează 3-4 cetățene, în general, care te întreabă dacă vrei țigări, țigări, băiatul, țigări, țigări. Înainte te întrebau și de telefoane. Acum, băieți. Băieții erau cu telefoane, fetele cu țigări. Da. Acum, cu telefoanele, vă bag seama că nu se mai fură așa multe telefoane, că nu prea mai întreabă de telefoane. Acum, după intervenția asta, o să te mai caute niște băieți. Da. Bă, deci, mie mi se pare uluitor, știi? Da. Ca și faptul că la mine, în ambele capete ale pasajului Bucurobor, sunt prostituate de la 10 seara. Da. În fiecare seară, știi? Adică, mamă, în centrul Bucureștiului, pe bune. Da, e că nu e chiar centru, dar e lângă centru. Da? E o zonă centrală. Inelul 1. Da. Știi? Și pe urmă, domne, de unde e contrabandă cu țigări? Da. Păi, da. Întrebați-le pe doamnele astea care mă întreabă pe mine dacă vreau. Știi ce zic? Da. Deci asta e, cât să fie. Deci dacă e 20 de lei pachetul oficial, presupun că le dau și cu 15 lei. Cam așa, imagine, probabil, da. Adică da, ți le dau și mai ieftin. Sperați că Dumnezeu ce bagi în tine. Da, n-ai de unde să știi. Oricum, nasol. Deci băieții au șutit de la Petroșani de acolo țigări de 7.000 de lei. Deci, practic, unul sau mai mulți polițiști au furat din propriu sediu bunuri de 7.000 de lei, 1.400 de euro. Și te întreb, bă, dacă, o bune, merit? Adică, ești polițist, ai uniformă, dar cum o fi, apropo, de hrană, ești la pensie mai repede, ai o pensioară frumoasă, poți să te angajezi după aceea la pază la bancă, stai pe un scaunel toată ziua, n-ai nicio treabă, nu dormi. Ce siguranță și încredere să ai în polițiștii de la Petroșani dacă ăștia dau cinstea pe rușine și 1.400 de euro? Hai, mă, fi serios. Nu vorbesc serios. Și, da, așa se pune problema. E vorba că sunt niște țigări moca. Sau ce-o fi? Nu sunt moca, mă, cum să fie moca? Sunt pentru țigări confiscate. Dar mă, Luca, nu e, ai serios. Noi avem aici, uite, în fiecare zi lucrăm. Sunt computere, microfoane. Știi cât de scumpe sunt microfoane? Știi câte pixuri mi-au dispărut mie? Lasă-mă pixurile, dă-mi încolo de pix. Pixul se pierde întotdeauna. Dar tu ție ți-a venit vreodată să desfaci un microfon de ăsta care se și desface ușor, să pleci cu el de aici la obor, să nu zici și tu microfoane, băieții, microfoane? Dar nici aia n-au luat scaune din birou, au luat consumabile, pixuri, țigări. Consumabile. Înțelegi? Țigări? Da. De ce râzi tu mie pixurile? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.